am numit tema totalitarismul în oglindă. De fapt, e vorba despre totalitarisme. Se aude bine, nu? Da. Poftiți, poftiți, poftiți. Pentru încălzire, îngăduiți-mi să vă citesc un textuleț, un text mic, de câteva rânduri. Am să-l citesc rar, ca să puteți să-l percepeți și să-l situați într-o anumită zonă. Partidul cuprinde totul, el reglează existența în toate sensurile și în toate domeniile. Trebuie deci să prevedem condiții în care să se insereze viața fiecărui individ. Toate gesturile, toate nevoile sale trebuie să fie reglementate și satisfăcute de comunitatea a cărei expresie este partidul. Nu mai există liber arbitru, nu mai există lacune, nici izolare, individul nu-și mai aparține. Asta este socialismul și nu organizarea lucrurilor secundare, cum ar fi chestiunea proprietății private sau cea a mijloacelor de producție. Rugămintea mea este să faceți un efort de imaginație și să încercați să vedeți, sigur, ar fi o fericită întâmplare ca cineva să știe de unde provine, din ce gândire provine citatul, dar dacă nu se poate, măcar sfera de unde vine, din ce zonă, din ce arie de gândire. Poftiți? Psihopolitica lui Beria. Psihopolitica lui Beria. Să zicem. Să zicem. Nu e, n-a stras biletul câștigător. Mai trageți. Cine credeți? Ce vă sugerează? De unde? Din ce zonă vine? De la Lenin. E bine, e pe aproape, dar nu e chiar... Ai dreptate, dar nu. Ha? Nu e chiar Vladimir Ilici. Nu e chiar Vladimir Ilici. Nu e Vladimir Ilici. Poftiți? E mai aproape. Păi, doamna Georgescu, cine credeți că ar putea fi? Unul al nostru, nu? Îmi pare rău că vă dezamăgesc. Sigur că seamănă al dracului cu unul al nostru, dar nu e niciunul al nostru. Este un fragment din convorbirile lui Hitler cu un prieten al lui, care a dat prietenie, în 34 a întins-o în Elveția și n-a mai călcat pe acolo, deși avea aceleași idei ca și Hitler. Vorba de Hermann Rauschnig, dintr-o carte intitulată în franceză Hitler m-a dit. Hitler mi-a spus. Hitler. Hitler. Pasiunea trecătoare de tinerețea lui Hitler a fost Marx. Lumea consideră ca fiind incompatibilă gândirea lui Marx cu gândirea și cu acțiunea lui Hitler. Nu, doamnă. Și doamnă. Nu. Au fost o apă și un pământ. Oricât ar părea de paradoxală treaba asta, și de-aia am zis totalitarismele în oglindă. Am împărțit în două. N-am zis conferință, pentru că nu e conferință, este o dezbatere colectivă, o treabă colegială. Încep eu cu rădăcinile acestui fenomen care a tulburat rău de tot omenirea în secolul 20, rugându-l pe domnul comandor Damaschin să prezinte pactele secrete care ne-au adus atâta dezastru și atâta nebunie și atâta lacrimi și atâta sânge. Ce înseamnă totalitarism? De ce totalitarism și nu autoritarism? De ce un stat ca Germania hitleristă, ca Rusia lui Lenin și forma lui Stalin, ca Marea Chină a lui Mao, de ce sunt state totalitare? De ce tot ce a intrat în sfera de influență și de putere a Rusiei
post-belice, a Uniunii Sovietice, vreau să zic, au fost state totalitare. Ce înseamnă totalitarism? S-a crezut la început că termenul de totalitarism este de origine americană, pentru că în anii 20-30, sociologii americani au fost cei care au scormonit noțiunile politice care se impuneau în primele decenii ale secolului 20. Inventatorul termenului este Mussolini, care spune, am făcut din Italia, prin 1923, am făcut din Italia un stat totalitar. Termenul a circulat, americanii l-au pus în circulație în cărțile lor. De altfel, fenomenul este recurent în clipa de față, dacă ați fost atenți la ce se traduce în limba română sau la sursele de inspirație care unor politologi, printre care Tismăneanu, să zicem, sursele de inspirație nu mai sunt, mai vine lumina de la răsărit. Vine din Boulder, Colorado sau din alte universități americane. Ce înseamnă totalitarism? Un stat autoritar este statul lui Franco, dar nu este un stat totalitar. Franco cere autoritate, cere respectul Constituției, respectul legilor, ca și Salazar. Am auzit foarte multă lume spunând, vorbind despre state totalitare, Portugalia lui Salazar și Spania franchistă. Fals. Sunt state autoritare. Chiar descreieratul de Carol al II-lea, care a fost considerat rege totalitar de către unii, nu e totalitar. Este asasin, este cum vreți dumneavoastră, este mecena pe de o parte și pe de altă parte combinator de ultima speță, dar nu este un monarh totalitar. Desființează partidele, dar nu bagă la pușcărie decât pe legionari, în al doilea rând pe comuniști la distanță și cu multe menajamente. A se vedea aranjamentele de culise cu Petrescu și cu generalul Petrescu și cu alții de teapa generalului, nu sunt state totalitare. State totalitare, totalitarismul începe cu Lenin. În 1986, la 16 ani, viitorul fondator al statului totalitar comite un prim gest care avea să influențeze puternic și biografia lui și biografia altora, scuipă pe cruce și o aruncă la pubelă. Știți povestea. În 1886, la 16 ani, în 1881 se întâmplă ruptura lui totală față de rânduielile statului autocrat, dar nu totalitar, țarist, în momentul în care fratele lui mai mare este condamnat la moarte și spânzurat pentru atentatul împotriva lui Alexandru al II-lea. Fie vorba întreagăt, Lenin, familia lui Lenin, care făcea parte din mica nobilime de provincie, familia lui Lenin, a fost contactată de o hrană, de poliția secretă țaristă și de Casa Imperială și i s-a promis iertarea și exilul în Siberia fiului complotist dacă își cere iertare. Dintr-un spirit de frondă, fratele mai mare al Lenin nu și-a cerut iertare, a fost spânzurat și acela este momentul care declanșează, ca să vedeți ce înseamnă biografia în activitatea politică a unui lider, acela e momentul în care Lenin începe să acționeze hotărât, voit și până la capăt împotriva statului organizat țarist, împotriva Imperiului țarist. Lenin este fondatorul statului totalitar. În 1901, un individ, poate ușor de reglat psihic, un anume Serghei Neceaiev, care făcea parte din anarhiștii lui Bakunin, scrie o carte, Catehismul Revoluționarului. Este, de fapt, un manual pentru o categorie care se va numi revoluționari de profesie. De fapt, un manual de conspirativitate, în care sunt trasate liniile esențiale ale organizării partidului
care va deveni mai târziu Partidul Comunist Bolșevic. Necaev este un anarhist. Lenin nu va fi un anarhist. Nu va fi, va distruge statul țarist, dar nu în maniera anarhică a lui Necaev. În schimb, va lua de la Necaev ideile, ideea majoră a organizării unui partid de tip nou, alcătuit din intelectuali comuniști, care sunt exponenții proletariatului, dar nu sunt proletari, și aici se desparte categoric, nu ni s-a împuiat capul în facultăți, în școli, cu Lenin, continuatorul lui Marx, între gândirea lui Lenin și gândirea lui Marx este o prăpastie de netrecut în materie de organizare a partidului. La Marx, partidul este partidul clasei muncitoare, la Lenin, partidul este format din intelectuali care vor impune clasei muncitoare un stil de conducere și o manieră de a gândi. Lenin își mai trage Seva din încă un gânditor, cartea a fost tradusă în limba română, pe Necaev nu știu dacă l-au tradus românii vreodată, dar cealaltă carte acum 50-60 de ani, când eram eleu, am citit-o cu Nestas, mi-a și plăcut, este vorba de Cernușevski, Ce-i de făcut? O carte extrem de interesantă, e vorba de o utopie, dar pe care Lenin, cu toate pierderile pentru poporul rus, popoarele Imperiului Țarist, a pus-o în aplicare. De unde vin ideile? Și ale lui Necaev și ale lui mai târziu Lenin. Din Revoluția franceză. Am fost învățați în școli că este fenomenul extraordinar de luminos, care a deschis zorile secolului al XIX-lea, care a aruncat în aer, în lume, lozinca Liberté, Égalité, Fraternité. Evident că în 1830 s-a văzut cam ce a rămas din lozinca asta. Pentru moment însă, în 1793, Revoluția franceză se va termina pe o baie de sânge și va fi acaparată de Napoleon, care o transformă în ceea ce știm cu toții că s-a întâmplat apoi. Dar rădăcinile gnoseologice sunt în această Revoluție franceză. Partid unic, își dă seama Lenin. Nu există mai multe partide. Și începând cu acest moment, se naște totalitarismul. Caracteristicile lui sunt următoarele. Ale totalitarismului. Partid unic de masă, cu lider unic, carismatic. O ideologie globalizantă care încorporează toate ideile posibile și le subordonează unui singur scop, cu o latură coercitivă. O ideologie care nu-ți permite să gândești altfel. O teroare poliționească sistematică la scara întregii societăți, de sus până jos, cu excepția liderului. Un control strict al economiei, cu monopol asupra instrumentelor de violență fizică și cu stăpânirea absolută, în măsura posibilului, a mijloacelor de propagandă și de presă. Această descriere pe care o face Stefan Courtois, în dicționarul de comunism, schițează configurația internă a statului totalitar. O putem pune, fără niciun fel de greșeală, putem pune această etichetă, pe România lui Gheorghe Udej, nu mai vorbim de Uniunea Sovietică, pe Germania lui Honecker, pe Ungaria lui Matias Rakosi, pe Albania lui Enver Hoxha, și așa mai departe, de la un capăt la altul, chiar pe mai multe continente, fiindcă fiecare continent a avut, măcar într-o măsură incipientă, o prezență totalitară. Există o doamnă, care a rămas în istoria ideilor europene, Hannah Arendt,
a rămas ea pentru mai multe lucruri, între altele pentru faptul că a fost îndrăgostită, deși era evreică și extrem de la stânga, de Martin Heidegger, hitlerist ușor și filozof al arianismului, care a făcut o radiografie a fenomenului totalitar într-o carte epocalaptice, valabilă și astăzi, Le Système Totalitaire. Este interesant că toți acești oameni care sunt în majoritate occidentali, converg în ideile lor. Cei care provin din Rusia sunt fie contemporani ai noștri, deci recenți, fie oameni care au avut norocul extraordinar de a fi exilați de Lenin, au fost vreo 160 în Occident, pentru că dacă apuca să fie la putere total Stalin, nu mai apucau ei să iasă din Rusia. Printre acești oameni, unul este Nicolae Berdeaiev, care s-a ocupat în mod special de legăturile de legăturile dintre statul totalitar și religie. Spuneam adineaur de gestul blasfemator al scuipatului pe cruce și al aruncării crucii la cubelă. Este gestul unui adolescent exaltat, să zicem. Mai târziu însă, începând din 1918, același Lenin, în fruntea statului sovietic de data asta, va începe o ofensivă extraordinară împotriva religiei, încercând să distrugă complet religia. Nu a reușit. În schimb, a avut, campania lui a avut efecte devastatoare, în primul rând asupra ierarhiei Bisericii Ortodoxe Ruse, ucideri în masă, surghiun, ocne, preoți, călugări, zeci de mii. Transformarea mănăstirilor cu rare, rarisime excepții în depozite, în grajduri, ceea ce vor găsi prizonierii noștri la Oranchi și în alte locuri când vor ajunge în Rusia. Esența antireligioasă a fenomenului este simplu de explicat. A trebuit însă să o explice Berdeaiev, refugiat în Germania și urmă în Franța. Și anume, creatorii bolșevismului, în primul rând Lenin, consideră religia ortodoxă, religia, în sensul clasic, drept un concurent al marxismului. Și marxismul o religie. Cum nu pot încăpea două săbi dintr-o teacă, evident că trebuie eliminată una, iar cea care este eliminată este religia, religie. Este foarte curios ce a gândit și a pus în practică Lenin, după care a accentuat sau a dat înapoi, depinde de circumstanțele istorice, Stalin, a fost dus la extrem într-un stat asiatic în Cambodgia. În Cambodgia, religia, bazele religiei, practicierii religiei, clerul, au fost complet aneantizați. Nu vorbim de o țărișoară mică europeană cum este Albania, unde s-a întâmplat un fenomen similar. Numai că Enver Hoxha n-a apucat să facă tot ce putea să facă. Dincolo însă au fost omorâți aproximativ 60 de mii de călugări budiști. N-a rămas practic călugări budiști în viață, sub Pol Pot și sub Khmerii Roșii. Fenomenul totalitarismului cu înșiduirea de criterii și de caracteristici pe care am prezentat-o va fi pe deplin întruchipat în organizarea Cambodgiei lui Pol Pot. Dintre ceea ce vedem aici,
Una dintre caracteristicile acestui tip de organizare statală interesează în mod direct poporul de rând, noi, adică. Și anume, teroarea polițienească. Este imposibil să nu existe, după cum este imposibil să nu existe instrumentul de coerciție. Că se numește sigurimii, ca în Albania, sau securitate, ca în România, sau OGPU, NKVD, KGB într-o perioadă, și așa mai departe. Este imposibil ca acest instrument al terorii să nu existe. Altfel, orice regim totalitar s-ar prăbuși în 24 de ore. Este nervul, coloana vertebrală și cheia existenței acestor regimuri. Și iată de ce. În regimurile totalitare, că se numesc, și cu asta o să cam închei cu prezentarea totalitarismului, trebuie să fac o comparație cu Germania lui Hitler. Iată de ce există în toate statele, dar în toate statele totalitare, un fenomen care la prima vedere e ciudat, dar în realitate este foarte logic. Pe măsura sărăcirii maselor, pe măsura pauperizării poporului, pe măsura dezintegrării economiei, haosului din ce în ce mai prezent în economia, se vedea România lui Ceaușescu, în aceeași măsură aparatul secret al statului crește, înflorește, se îmbogățește, că doar de-aia vedem acum atâtea sub ochii noștri fenomenele astea absolut revoltătoare de tipul Imperiului Vinerilor, de exemplu, este un fenomen ca un soi de lifturi paralele care sunt invers proporționale și care nu fac altceva decât să arate cum o sectă, o castă, care de fapt este coloana vertebrală a sistemului totalitar, prosperă în timp ce poporul de rând intră într-un colaps din care uneori nu mai iese decât datorită unui miracol, cum a fost la noi la 22 decembrie. Iertați-mă, dar e cineva extrem de insistent și eu am mizat pe... Ce scuze? Da? Da? Are rost. Care este, sau care pot fi, notele similitudini dintre Germania lui Hitler și Uniunea Sovietică a lui Lenin, apoi a lui Stalin. Rădăcinile sunt comune și sunt vechi. Practic, o casă domnitoare din Germania exercită un soi de fascinație asupra Europei, Casa de Gotha, dar nu e singura. Amintiți-vă că ultima împărăteasă a Rusiei, cea care a fost ucisă la Ecaterinburg, în casa negustorului Ipatiev, Alex de Hesse, era nemțoaică. Este foarte bizar. O nemțoaică convertită la ortodoxie și căzută sub farmecele extrem de suspecte, de discutabile și de nesănătoase ale acelui individ venit din Siberia, Rasputin, care, întreagă fie spus, este un strămoș al lui Putin. Sau cel puțin, așa pretinde o carte scrisă de două rusoaice, care au șters-o din Uniunea Sovietică, și care pomenesc de faptul că Putin, al cărui străbunic a fost la Sankt Petersburg, bucătar la curtea țarului, a avut o silabă din nume forfecată. Spuneți-mi, mă rog, cinstit, vă plictisesc cu chestiile astea? Nu, sau? Nu, e foarte interesant. Pentru că eu vorbesc singur și mi-e frică să... Am nevoie de un control. Am nevoie de un control din partea noastră. Dacă vă interesează ce vă spun.
1918 se încheie războiul prim mondial într-un chip pe care domnul comandor l-ar putea explica mai bine decât o fac eu, cu două țări ostracizate de așa numitele popoare, state civilizate ale Occidentului, statele democrate ale Occidentului, vorbesc de Franța și de Marea Britanie, ostracizatele sunt Rusia și Germania. Rusia pentru că răscoala, lovitura de stat a lui Lenin reușise și bolșevicii puseseră în mod stupid și neașteptat mâna pe putere, pe de o parte, iar Germania pentru că fiind învinsă, Versailles îi dă peste mână și îi retează orice fel de speranță de viitor. Sunt doi paria, chitcă de semne diferite, care se vor înțelege în 1922 la Rapallo, lângă Genova, în Italia, în secret. Această întâlnire esențială pentru tot ce avea să se întâmple în secolul 20 este datorată unei întâmplări, pur și simplu unei întâmplări. Înainte de Rapallo, se mai întâmplase o chestie. Lenin și-a petrecut o mare parte din anii tinereții la Zurich și la Lausanne și undeva în nord, nu mai știu exact unde, oricum în Elveția, în cafenele, stipendiat din banii partidului, din banii clandestini, țin să precizez că dintre așa numiții corifei, bine, eu la 80 de ani am, cum să zic eu, mult mai mult marxism în cap decât dumneavoastră, pe care v-a ferit Dumnezeu de chestia asta. La mie mi s-a împuiat capul și în liceu și în facultate și, mă rog, deci, volez, norez, am învățat chestiile astea, la un moment dat, te urcai pe pereți, a trebuit să învăț despre Lenin în Elveția, în Finlanda, peste tot. În realitate, Lenin a fost un parazit. Alt parazit, Lenin n-a muncit în viața lui. Alt parazit care n-a muncit în viața lui a fost Marx. Marx a fost un întreținut de către Engels, care nici el n-a muncit în viața lui, deoarece îi dădea bani tatălui, mare fabricant de textile. Așa că ăștia care zbierau proletari din toate țările, uniți-vă, nu aveau niciun fel de legătură cu proletariatul. Lucrurile sunt extrem de stufoase și de complexe, dar esența este că acești doi domni, doi tovarăși, au fost paraziți din cap până în picioare. Și Marx și Vladimir Ilici Ulianov, zis Lenin. Omul cu patru bunici de patru nații diferite, știți, nu? Lenin avea, avem fiecare dintre noi patru bunici, numai că noi nu avem neamț, evreu, suedez, calbuc. Calbuc. Faptul că printre bunicii lui Lenin era un evreu blanc, explică în parte disprețul pe care Lenin l-avea pentru ruși. Lenin spunea frecvent că dacă unul dintre ruși e cât de cât inteligent, caută-l bine că e evreu sau are sânge evreiesc. Foarte interesant. Rușii și mai mult decât rușii, în general, țăranii au fost obiectul disprețului lui Marx, lui Lenin și lui Stalin. Da, să revenim la ce spuneam. 1918. Guvernul Kaiserului Wilhelm, prin generalul Ludendorff, comite o eroare istorică care va să schimbe fața Europei. Îl ia pe Lenin, care parazita pe la Zurich, împreună cu o șleactă, Zinoviev și Apfelbaum și alții, îi pune într-un vagon, așa numitul celebru vagon plumbuit, vagonul sigilat, de fapt n-a fost sigilat, și îi aduce pe sus, prin nordul Europei, ca să dea lovitura de stat din, pe care au dat-o în octombrie, 7 noiembrie, pe stilul vechi, după ce Rusia își găsise un cât de mic echilibru după
Revoluția autentică din februarie 1917 a lui Kerensky. Kerensky se cunoaște. Al doilea act de foarte mare importanță în economia relațiilor germano-ruse este tratatul de la Brest-Litovsk. Și anume, momentul în care Rusia, Lenin a primit 50 de milioane de mărci aur, 5 milioane de mărci aur de la guvernul german, comițând acel act de înaltă trădare pentru a slăbi puterea Rusiei, care reprezenta încă, posibilitățile erau în desfășurare, o amenințare pentru Germania lui Wilhelm. Lenin comite deci un act de înaltă trădare, dar n-are niciun fel de importanță treaba asta. El a fost plătit să vină în Rusia. Al doilea act este pacea de la Brest-Litovsk, încheiată între guvernul lui Lenin și guvernul imperial german, prin care Lenin cedează o mare parte din teritoriile cucerite în Europa de către ruși, în schimbul protecției față de, începe războiul civil, față de amenințarea directă la supremația bolșevicilor. Este al doilea act. Că pică Germania, este învinsă, se încheie războiul și rușii nu mai sunt obligați să plătească treburile astea, e cu tot o altă chestiune. Cert este însă că e al doilea mare act de apropiere între cele două state și între, între bolșevici și puterea imperială germană. A treia chestiune se întâmplă mai târziu la Rapallo, în 1922, când se înțeleg fără știri la Genova, este conferința post-Versailles, care ar fi trebuit să configureze Europa. La Rapallo, în cel mai desăvârșit secret, se întâlnesc rușii cu reprezentanții germanilor în secret. Cele două țări ciumate, pestiferate și pun la cale o colaborare de foarte lungă durată, care a început în 1922 și a luat sfârșit în 22 iunie 1941. Și în timpul ăsta, doamnelor și domnilor, armata germană, care după Versailles, din cauza idioților de tip Raymond Poincaré, care au crezut că termină cu militarismul german, a fost umilită până în străfundul sufletului. În timpul ăsta, nemții în secret construiesc uzine de tancuri, de avioane, poligoane de instrucție pentru infanterie și de la 100 de mii cât aveau ei dreptul prin Versailles de cadre militare, instruiesc în Rusia câteva sute de mii. Armamentul și instructorii militari care au declanșat în zorii zilei de 22 iunie 1941 lovitura care l-a năucit pe Stalin sunt în majoritate formați pe câmpiile Uniunii Sovietice. Fără ca Occidentul, o fi știut, n-o fi știut, de dat atenție n-a dat cum nu dă acum, orbirea Occidentului este un fenomen permanent și se întâmplă și acum sub ochii noștri, a se vedea chestiunea din Ucraina. Astea sunt conivențele, linii foarte mari. În linii foarte, foarte sumare, conivențele dintre cei doi. Când Hitler a ordonat asasinarea lui Röhm, care le-a dusese la putere cu noaptea cuțitelor lungi, cu uciderea secțiunilor de asalt ESA-ul german și de derbedei, fără niciun fel de discuție, dar derbedei care le-a dusese la putere pe Hitler. Când a ordonat uciderea lor, Stalin a fost într-o stare de surescitare maximă și căzut într-un soi de prostrație. L-a divinizat pentru câteva vreme pe Hitler, spunând că este, iată, un om de stat adevărat, un adevărat conducător. Vă dați seama de psihologic ce s-a întâmplat, niște moștri, amândoi, proiectând în absolut chestiunea, Hitler este un monstruleț pe lângă Stalin.
putem compara, nu, e derizor în față de 6 milioane contra 40, să zicem, și chiar mai mult și pe nu știu câte vreme și cu consecințe până astăzi. Aceste două totalitarisme în oglindă înseamnă o atracție a unor poli care la prima vedere sunt diferiți, în realitate sunt două fețe ale aceluiași Janus, două substanțe irezistibil atrase unul către altul. Aș mai face o ultimă considerație și anume că rădăcinile, dacă Lenin face parte din inteligenție și are o cultură destul de bine stabilită, ceilalți doi, Stalin și Hitler, puși în oglindă, sunt discutabili din alt punct de vedere. Este cert că Stalin avea mai multe lecturi, judeca mai adânc, mai temeinic și știa să-și stăpânească reacțiile. Nu era un histrion, cum era Hitler, care are momente de paiațerie, pur și simplu, spun oameni care l-au cunoscut. Dar provin amândoi din aceeași zonă, din zona marginalilor. Amândoi fac parte din semilumpen, din pegre, din... unul se ocupă de... doar că n-a cerșit pe străzi. Hitler, pușcăriu au făcut, s-a făcut și Lenin, dar Hitler și Stalin au făcut ca lumea, adică între patru ziduri. Pe când bătea străzile, deci mai târziu decât Stalin, Stalin făcuse deja, comisese deja actele de hold-up-uri, precum atacul diligenței bancare de la Tiflis, în 1907, se ocupa cu spargere de bănci și cu chestii de-astea. Noi cântam veșnică slavă, slavă lui Stalin, îi cântăm pe drumul lui, mai... Nu-i așa? Ce înseamnă instrucțiunea făcută la timp, lucru bine făcut. Da. Sper că nu v-am plictisit, îl rog pe prietenul meu, domnul comandor, să continue cu aceste... cu ce a însemnat pentru noi pactul secret Ribbentrop-Molotov, momentul culminant al cârdășiei sovieto-naziste. Da, și sunt și eu onorat că am ocazia să expun câteva idei care nu sunt neapărat personale, sunt asimilate în urma unor studii. Și o să încerc să continui ideile domnului Mihalcean. În aceeași notă, poate să intru mai puțin în detalii, să vedem mai mult întregul. Hitler, așa cum spunea și domnul Mihalcean, provenea dintr-o zonă de a unei populații frustrate. N-a fost un geniu, n-a fost o personalitate care să știu să izbucnească dintr-o dată, dintr-o... El a apărut din acea frustrare generală care a cuprins fostul Imperiu German, de Germania de după Primul Război Mondial, după ce au după ce au pierdut teritorii pe care le considerau veșnic ale lor. Aceeași frustrare a avut-o și Imperiul Sovietic, Stalin. Tot la fel, și el a crezut că Rusia a pierdut teritoriile care îi se cuveneau. Și din aceste două, pentru că știm, după Primul Război Mondial, România a fost favorizată mai mult de această luptă între imperii, de faptul că Germania era interesată, a sprijinit pe Lenin și bolșevismul tocmai în ideea de a scoate Rusia din război și a nu pierde războiul, dar sorții n-au fost de partea lor. Odată cu acea
teorie leninistă a autodeterminării popoarelor. Au apărut aceste state care s-au format și și-au câștigat de plin independența, la care Stalin n-a renunțat niciodată. Aceasta a fost în final și esența pactului Ribbentrop-Molotov. Referitor la evoluția situației în zona în care, pe care ne interesează, respectiv Basarabia, chiar din 1924 au fost trimise acele grupe de revoluționari care să creeze o lovitură de stat până la urmă, astfel ca Basarabia să revină la statul sovietic. În urma acelor răzmerițe de la Tatar Bunar din Basarabia de Sud, la intervenția armatei române, cei care au mobilizat și au organizat aceste răzmerițe erau niște bolșevici veniți din zona Ucraina, au fost prinși, s-a restabilit ordinea și pentru că Partidul Comunist, înființat în 1921, în mai 1921, pactizase cu, din zona respectivă, pactizase cu acești bolșevici, a fost scos în afara legii, a fost în ilegalitate. De fapt, după aceea, cu apariția în 1926 a blocului muncitoresc democrat, era de fapt partea legală a Partidului Comunist Român, care a rămas în legalitate, dar colabora cu Cominternul stalinist până în 1933, când în urma acelor greve de la atelierele Grivița a fost și acesta scos în legalitate. Liderii au fost închiși la Doftana, știm Gheorghe Udej și alții, ulterior și Ceaușescu. Și Stalin nu a renunțat niciodată la ideea extinderii bolșevismului în țările din jur, inclusiv în România. El a format acel fond de întrajutorare pentru comuniștii din țările din estul Europei, de care au beneficiat și comuniștii români aflați în închisori. De fapt, în final, comuniștii români n-au fost decât vreo 800, sunt mai multe date, 800, între 800 și 1100 se vehiculează aceste cifre, din care mai puțin de un sfert erau români. Restul erau evrei, erau sovietici, erau unguri, care erau înscriși în Partidul Comunist. Deci, această politică stalinistă de a-și readuce la Imperiul Sovietic țările Baltice, o parte din Polonia, Basarabia, această tendință a lui Stalin a coincis cu Mein Kampf al lui Hitler. Hitler își dorea o Germanie mare, Überalles, dar nu oricum,
să dispară acei oameni de rangul 2, acele state de rangul 2. Și el îi considera pe țara Germanii, erau rasa ariană pură, el spunea că amestecul sângelui între rasa pură și alte rase inferioare duce la scăderea rezistenței și el spunea că nu războaiele influențează atât de mult decăderea imperiilor, cât sângele care se amestecă cu rasele inferioare. Pentru el, rasele inferioare erau evrei, erau țiganii, erau slavii. Deci inclusiv Stalin, care conducea un imperiu slav, era considerat de Hitler ca făcând parte din rasa inferioară. Dar, cel puțin pe o anumită zonă, interesele lor erau aceleași. Pe de o parte, Stalin să readucă statele la Imperiul Sovietic și în principal era vorba de țările Baltice și Basarabia. În felul acesta s-a ajuns la pactul Ribbentrop-Molotov din 23 august 1939, de fapt pactul Hitler-Stalin. Stalin chiar a asistat la semnarea acestui pact, care a avut anexe secrete cu hărți trasate foarte clar și precise. Pactul, de fapt prin acest pact, Hitler se asigura că Stalin nu va interveni atunci când el va ataca Polonia, Cehia, așa cum Stalin voia să se asigure că Hitler nu va avea pretenții și nu va interveni atunci când el va ataca țările Baltice și Basarabia. Deci iată care a fost, de fapt erau doi lupi care urmăreau o pradă. Dar cel puțin pentru un anumit moment, ei nu-și dezvăluie, ei aveau interese comune fără să-și dezvăluie intențiile viitoare. Nici Hitler n-a dezvăluit faptul că intenționa să atace Uniunea Sovietică, nici Uniunea Sovietică nu și-a dezvăluit intențiile de a ataca în continuare țările din Estul ataca țările din Estul Europei. Iată, acest pact Ribbentrop-Molotov cu anexele lui secrete, prin care aceste hărți arătau clar până unde trebuie să ajungă trupele germane și până unde să ajungă trupele sovietice, a dus la declanșarea celui de-al doilea război mondial, la 1 septembrie 1939, când Hitler a atacat Polonia, se cunoaște episodul, de fapt atacul a fost un pretext, a fost niște trupe de comando la granița cu Polonia. Și a fost pretextul, deci aceste trupe de comandă îmbrăcate în uniforme poloneze, și a fost pretextul pentru care Hitler a atacat Polonia, echipurile polonezii au atacat Germania. La puțin timp, la 2 săptămâni, Stalin atacă și el Polonia. Paradoxal, dacă Hitler a atacat Polonia înaintea lui Stalin, Stalin n-a mai fost perceput ca un atacator, ca un inamic, ci mai degrabă ca unul care vine să asigure stabilitatea Poloniei. Ori nimic mai fals,
practic Polonia a fost împărțită între cele două state, Germania și Uniunea Sovietică. Evident că în acest context România a fost una din statele, din țările cele care au suferit cel mai mult în urma acestui pact Stalin-Hitler. Pe 26 iunie 1940, Stalin trimite la București un ultimatum prin care solicită ca Basarabia să fie cedată în 4 zile. Altfel, trupele sovietice vor invada Basarabia și o vor cuceri prin forță. După cum se știe, atunci în România era dictatura lui Carol al II-lea, dictatura regală, a adunat Consiliul de Coroană și a luat în discuție acest ultimatum în care se punea problema, se opune rezistența armată, se apără teritoriul Basarabiei sau se retrage. Din păcate, inclusiv ministrul apărării de atunci și șeful statului major general Țănescu, dar și alți politicieni au fost de acord să nu se opună rezistență și în felul acesta, la numai două zile, trupele sovietice au intrat în Basarabia. Retragerea trupelor din Basarabia s-a făcut în partea de sud, prin porturile Ismail, Tulcea, Șireni, Galați. Toate navele marinei au participat la transbordarea trupelor din sudul Basarabiei în cele două porturi, Tulcea și Galați. Aici este un moment interesant. În cele două zile când s-a făcut acest transfer de trupe, în zona Galați și Tulcea s-au adunat foarte, foarte mulți evrei. Vreo 25.000. Foarte curios. Să adun 25.000 atât de repede înseamnă că ceva se știa dinainte. Era organizare în toată regula. Și în timp ce navele transportau trupe din sudul Basarabiei în cele două porturi, în partea cealaltă transportau evrei. 10.000 la Tulcea, 25.000 la Galați. A fost opțiunea evreilor de a trece în zona de influență a Imperiului Sovietic. Partea care este mai puțin cunoscută este faptul că evreii au constituit coloana a cincea în Basarabia. Coloana a cincea a sovieticilor, ei s-au dedat la atrocități asupra primarilor, asupra militarilor în retragere, au omorât militari care erau izolați și știu, mai rămâneau în urma trupelor, un episod cunoscut, un ofițer, un căpitan care a rămas să mai pună la adăpost ceva, a fost surprins singur, în timp ce încerca să ajungă din urmă trupele, l-au legat de un copac și l-au batjocorit în toate felurile, inclusiv cu dejecții. Dimineața a fost găsit de alte trupe românești care se retrăgeau. El a mai avut putere să-și scoată pistolul să se împuște. Iată o situație care a avut un impact deosebit asupra moralului armatei și putem să ne gândim că la puțin timp, la mai puțin de un an de zile, trupele române au trecut Prutul ca să elibereze Basarabia. Nu să atace Uniunea Sovietică, așa cum se exprimă unii politicieni și acum,
că noi am atacat Uniunea Sovietică. Ordinul a fost clar. Ostași vă vom trece strutul și dezrobiți pământul străbun al basarabilor. Nu atacați Uniunea Sovietică. Ce s-a întâmplat ulterior, după ce Basarabia a fost eliberată pe 26 iulie 41 și că Antonescu a ordonat trupelor să continue lupta împotriva sovieticilor de data asta, e cu totul altceva. Dar fac o întoarcere în timp. De ce opțiunea lui Antonescu a fost să se alieze cu Hitler? Să se alăture axei Berlin, Roma, Tokyo. Pentru că nu avea cu cine să facă alianță. Cu cine? Cu Stalin, care răpise pământurile străbunilor basarabi, cu Franța și Anglia, care erau la rândul lor în război cu Germania și erau ocupate, Franța era ocupată, iar trupele engleze care au venit să dea sprijin Franței suferiseră mare de dezastru de la Dunkerque. Cu cine trebuia să se alieze? Nu aveau cu cine. Cu Statele Unite, care n-aveau în niciun caz cum să ajungă să apere interesele României. Cu Hitler, pentru că spera și i s-a promis că va fi sprijinit ca să recăpătăm Basarabia, să recăpătăm Transilvania de Nord și apoi și Cadrilaterul. Transilvania de Nord a fost tot o consecință a pactului Ribbentrop-Molotov, deci dictatul de la Viena, când Horthy a pătruns cu trupele în Transilvania. Fără a avea nicio bază istorică, nicio bază legală, conform normelor internaționale, Marea Unire s-a făcut cu Transilvania, tocmai pentru că așa s-a pronunțat poporul transilvanean și nici de cum o minoritate. Cea de-a treia, deci am în felul acesta Transilvania de Nord a intrat sub ocupație hortistă și aici iarăși aș face o precizare. Am studiat foarte mult acest fenomen pentru că am întâlnit în foarte multe scrieri a unor așa zici istorici, pseudo-istorici, culmea că majoritatea sunt evrei și care avansează atâtea cifre de care ne facem noi vinovați pentru Holocaust, cifre amețitoare. Dar se pun în seama românilor că am deportat 350.000 de evrei din Transilvania la Auschwitz. Dar Transilvania nu era... S-a făcut-o ungurii lui Horthy. Asta au făcut-o... Dar culmea este că ungurii s-au dovedit mult mai zeloși. Eichmann, cel care era reprezentantul lui Hitler tocmai în această... pentru trimiterea evreilor în lagăre de exterminare în urma soluției finale, așa zise, așa cunoscută și sub numele de soluția finală, adoptată în ianuarie 42 la Wannsee, prin care s-a stabilit clar cum vor fi exterminați evreii.
Deci se avansează aceste cifre, cum că România ar fi vinovat și guvernul român ar fi vinovat de exterminarea evreilor. Cea de-a treia pierdere teritorială, drept consecința pactului Ribbentrop-Molotov, este pierderea Cadrilaterului. De fapt, a două județe, Cadrilaterul are patru județe. A celor două județe, care în urma războiului al doilea balcanic, în 1913, au revenit României. Referitor la războaiele balcanice, au fost două războaie balcanice. Unul prin care Bulgaria, Grecia, Serbia și Muntenegru au declarat război Imperiului Otoman, tocmai pentru a se crea ca state independente. Și după ce au reușit să-și așeze granițele, iată că Bulgaria este nemulțumită și unde era aliată cu Serbia și cu Grecia și Muntenegru, declară război acestor țări ca să-și revizuiască granițele. Marile puteri, atunci preocupate de alte probleme, era primul război mondial, era și el gata să izbucnească și n-a mai durat mult, au cerut României să atace Bulgaria tocmai pentru a o determina să înceteze războiul contra Greciei și a Serbiei. Trupele românești au ajuns pe aliniamentul Turtucaia Balcic, iar în urma tratatului de pace, aceste două județe au revenit României. Se știe că după aceea s-au colonizat teritoriul cu români din zona Arceșului, Olteniei, din alte zone. Fenomenul îl trăiesc chiar și eu în familie. Soția mea provine din socrii mei, erau copii amândoi și plecați din Argeș și Slatina și au fost împroprietăriți în zona Silistra. De acolo, în 1940, urmare a acestui pact Ribbentrop-Molotov, a avut loc convenția de la Craiova, prin care bulgarii și-au revendicat teritoriul, cele două județe, și s-a trasat actuala graniță. L-am cunoscut pe colonelul Gheorghiu Zoanel, cel care a condus această separare a granițelor. Acest monument de pe sculptorul Traian, sculptorul Gheorghiu Zoanel, monumentul de pe Traian al regimentului 34 Infanterie a fost făcut de Gheorghiu Zoanel cu militarii din divizia 9 Mărășești, numai cu militari. El a mai făcut după 90 monumentul de la Cogălnicianu și de la Topraisar. Deci avea venerabila vârstă de 90 și a decedat la 100 de ani. Și l-am întrebat: domnule Zoanel, de ce ați făcut granița ca un zigzag între Vama Veche și Ostrov și Silistra? De ce nu ați făcut-o mai blândă? Pentru că la un moment dat acolo erau grăniceri români în zona bulgară, grăniceri bulgare în zona românească și ei, în loc să meargă de la est la vest pe graniță, mergeau de la nord la sud și unii și alții. Și zice, da, eu m-am dus cu o hartă ca să stabilim o graniță de
să convenim, o graniță mai naturală. Dar ce au venit bulgarii cu niște hărți vechi și n-au cedat niciun centimetru. Și zice, de aceea a fost granița și granița cu Bulgaria este în zigzag. Deci, iată care au fost circumstanțele în care și cadrilaterul a fost pierdut. În timpul războiului, deci pe toată durata războiului, Stalin nu a renunțat la a își atrage, a aduce în sfera de influență sovietică statele europene și în primul rând se gândea la România și Bulgaria. Dacă nu le va putea cuceri, măcar să le sovietizeze. Și pe toată durata războiului, el a parașutat comuniști, caghebiști, bolșevici, a pregătit la Moscova comuniști, majoritatea evrei, să ne gândim la Anna Pauker, care a și pregătit cele două divizii, divizia Tudor Vladimirescu, și deci cele două divizii de militari proveniți din prizonierii de război și tocmai ca să vină să lupte alături de armata sovietică împotriva armatei germane. Inclusiv Gheorghe Dimitrov, marele comunist bulgar, care a fost trimis cu submarinele. Deci submarinele sovietice veneau și lansau aceste trupe de bolșevici pe teritoriul bulgar. Era mai ușor pe teritoriul bulgar, care Bulgaria, deși făcea parte din AXA, era aliată Berlinului și făcea parte din AXA Berlin, Roma, Tokyo, ca și România, nu declarase război unii sovietice. Nici Uniunea Sovietică nu declarase război Bulgariei. Nu au fost trupe bulgare care să lupte împotriva Uniunii Sovietice. Uniunea Sovietică a declarat război Bulgariei pe 6 septembrie 1944. De ce? Ca trei zile mai târziu să o declare eliberată de nemți. Și în felul acesta, având nucleul de bolșevici deja parașutat, au organizat bolșevizarea Bulgariei și, bineînțeles, în urma acelui consfătuiri de la Ialta din februarie 1945, când Roosevelt era deja pe moarte, deja mintea nu-i mai era la tratative, iar Churchill a convenit cu Stalin să preia 90% din România în sfera lui de influență, interesele Occidentului 10%, iar Churchill era mai degrabă interesat de Grecia pentru că voia să nu piardă influența în Marea Mediterană. În felul acesta am ajuns după 44, n-aș vrea să comentez momentul 44, dar în felul acesta au fost create condițiile ca începând cu 45 să fie impus guvernul Petru Groza, iar începând cu noiembrie 46 comuniștii să preia în totalitate puterea, se știe mai departe cum au evoluat, cum floarea intelectualității românești a fost trimisă în pușcării. Toți comandanții de la un anumit eșalon care au luptat în Est au fost și trimiși în pușcării. Circa 50 de generali și amirali au fost exterminați și aceasta a fost recunoștința pe care
guvernul comunist a acordat-o armatei. Iată, acum niciun... Dacă țara este plină de monumente, fiecare comun are monumente, din primul război mondial, cu toți soldații care s-au jertfit în primul război mondial pentru țară, nu există niciun monument de după al doilea război mondial. Fac parte din Asociația Cultul Eroilor, Liga Navală, Fundația Monumentul Marinarilor. Ați văzut aici la Casino, s-a făcut un memorial la Crucea Marinarilor. Sâmbătă are loc sfințirea și ceremonialul militar de finalizare a acestui monument, în care sunt trecuți toți marinare care au murit la ora 10. La ora 10 și va fi o... Adică mâine, nu? Mâine, da. Mâine la ora 10. Foarte greu am reușit să realizăm acest lucru, pentru că distanța mare de la faptul că în timpul epocii comuniste nu s-a putut... Eroii nu erau cei care au murit în război. Eroii erau cei care au fost în ilegalitate, cei câteva sute de ilegaliști. Și apoi era suficient să spui că ai o rudă ilegalist ca să poți să să urci pe scara ierarhică, politică, așa. Dar dacă spuneai că ești rudă cu un general care a luptat în Est, nu mai aveai nicio șansă să ocupi funcții. Și această distanță între de 70 de ani de la terminarea războiului face ca generația actuală să nu mai simtă aceste momente grele pentru țară, pentru români, pentru viața fiecăruia. Poate unii dintre dumneavoastră care, sigur, erau copii, poate și amintesc de acel ucigător bombardament, 273 de avioane sovietice, timp de 5 ore au distrus Constanța și ruinele, unele încă se mai văd și astăzi. Am fotografii pe care din acea perioadă, eu nu mă născusem, dar am studiat foarte bine acest fenomen. Dar am depășit și moment și timpul și am divagat de la momentul care mi-l precizase. Eu zic că a fost exact ce trebuia să fie. Deci, în urma războiului, evident, Transilvania a revenit, e drept, nu în 44, ci în 46. Faptul că Lucrețiu Pătrășcanu, un comunist, dar și român totodată, și patriot, nu poate fi, nu se poate nega, faptul că Pătrășcanu, atunci când s-a preluat Transilvania, a zis: suntem întâi români, în primul rând români, și abia în al doilea rând suntem comuniști. Asta l-a costat viața pe Lucrețiu Pătrășcanu. Fiul socialistului D.D. Pătrășcanu din Bacău, prieten cu Mihail Sadoveanu. Mihail Sadoveanu l-a ținut în brațe pe Pătrășcanu. Pătrășcanu născut, Sadoveanu în 1880, Pătrășcanu în 1902. Deci, fiind prieteni, și Sadoveanu chiar a scris niște schițe legate de prietenia cu Pătrășcanu. Și atunci când Gheorghiu Udej s-a dispensat de garda, vechea gardă sovietică, Ana Paucher, Vasile Luca, s-a dispensat și de Pătrășcanu, care era un intelectual rasat,
și el n-avea nevoie de intelectual, ci avea nevoie de comuniști. Și Sadoveanu n-a mișcat nici măcar un deget, deși s-au făcut intervenții, familia lui a făcut intervenții la Sadoveanu, care era președintele Marii Adunări Naționale, deci al doilea, al treilea om în stat, l-a lăsat în închisoare și să fie pur și simplu executat fără proces și fără alte complicații. Cam asta mi-am permis timpul să vă mai spun în legătură cu pactul Ribbentrop-Molotov și consecințele lui asupra României și a românilor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Cantor. Vă mai rețin un singur minut cu o chestiune care nu e deloc neînsemnată. De ce cei doi frați care s-au spionat tot timpul și care și-au ținut reciproc cuțitul pe la spate s-au încăierat în 22 iunie 1941? Cel care dă, după părerea mea, răspunsul cel mai exact la această întrebare esențială și existențială e tot un sovietic, un transfug, și anume Victor Suvorov, care s-a refugiat, mi se pare că a murit între timp, era profesor la o academie, fost și la o academie militară engleză, a fost profesor de istorie la Londra. Unul dintre spionii sovietici defectori, care are o serie de cărți extraordinar de interesante. Teza lui Suvorov este următoare. Stalin nu a prevăzut în regulamentele Armatei Roșii cuvântul și tactica retragerii. Pentru el nu exista decât mersul înainte. E motivul pentru care a masat întreaga armată la frontieră și în special la frontiera cu România pentru a da lovitura de berbec ca să ajungă în două săptămâni pe Valea Prahovei unde era rezervorul de petrol al mașinii de război a Wehrmachtului. Hitler a prevăzut acest lucru și a dat seama că Stalin va, și într-adevăr există o teorie cum că peste două săptămâni de la izbucnirea ostilităților ar fi atacat Stalin. I-a luat-o înainte, l-a surprins, l-a făcut zob și numai megalomania, prostia, teoria arianismului și așa mai departe i-a împiedicat pe nemți să ajungă ca în brânză până la Moscova și chiar mai departe, pentru că s-au înfotmolit în Ucraina, unde s-au comportat măgărește, unde au lăsat colhozurile în ființă și așa mai departe. Restul este istorie. Vă mulțumesc din toată inima că ați venit. Sper să ne revedem. Vă rog! Am discutat despre totalitarism. Am vrea să discutăm și despre totalitarismul totalitar. Adică peste aceste două totalitarisme ale care a fost Hitler, asta și celelalte, asta, eu ca creștin cred nelimitat. Deci am o credință nelimitată. Și tot m-am întrebat, de ce se întâmplă lucrurile astea? Deci revoluția la noi, în zilele noastre, de ce s-a întâmplat primul război mondial? De ce Vaticanul a atacat prin Napoleon Rusia? De ce prin Hitler, la fel, atacă Rusia? Și am găsit un foarte, foarte strânsă legătură între Vatican și Ordinul Iezuiților. Iezuiții, fiind, îmi dați voie să ce am găsit material, foarte, foarte, foarte adevărat. Iezuiții sunt un rang înalt al elitei preoțești, termenul de iezuit are două înțelesuri. La propriu înseamnă membru al Ordinului Călugăresc, Compania lui Iisus, sau Ordinul Iezuit. La figurat înseamnă om ipocrit, indignat, perfid, vitian. După ce termină teologia catolică, cine vrea să intre în Ordinul Iezuiților, mai studiază încă 14 ani, după care depune jurământul în fața steagului negru iezuit, care are pe un craniu și două oase, încrucișate. Dacă ne gândim la SS, uniforma lor nazistă, deci ei erau Ordinul Iezuiților exact în carne și oase. Și ajunge și acolo. Problema cu Hitler, cine l-a propulsat, cine l-a ajutat, pe Stalin, cine l-a ajutat, deci au fost în spate o mașinațiune între masonerie, iezuiți, iluminați, deci a fost o mașinărie întreagă. Noi nu ne dăm seama, noi îi luăm pe partea cealaltă
așa de suprafață, dar în spate sunt documente. N-are rost să mai spun. Este posibil, dar ține de teoria conspiraționistă și nu avem dovezi. Vă rog. Da, asta am spus, nu știu ce completez și a spus tensul. Da. Acești mici monștri care s-au bazat pe atâtea mase și au ajuns mari conducători în grupele, sunt de fapt mici marionete care de fapt păpușoare stau în spatele acestor monștri. Cine sunt aceștia? Cine știe? Cine știe? Da. Nu știu. Foarte multă vreme s-a vorbit despre masonerie. Acum, după unele opinii, masoneria a devenit desuetă și ar fi existând așa numiții iluminati. Este în afară de conjecturi, în afară de explicații aleatorii și, aș spune eu, nu extraordinar de documentate, pentru că nu avem cum, efectiv. Nu avem cum să documentăm istoria și nici pe aia nu o documentăm de foarte multe ori. Nu știm dacă este o teorie conspiraționistă, deși foarte multe lucruri sunt adevărate din acestea, dar neavând cum să explicăm lucrurile astea, spunem că există. Dar sunt date reale. Deci, sunt convins. Sunt cu Papa de la Roma. Sunt convins. Urmă, aș pune discuția pe alt teren. Din păcate, noi am spus că vom ține o oră și jumătate aceste reuniuni și s-a făcut exact o oră jumate, dar v-aș spune următorul lucru. Mai avem și noi întrebări și dar ar fi păcat să acum să... Imediat, bun, sigur, încă vreo câteva minute, nu e niciun păcat. Trebuie să știți că atitudinea față de religia lui Hitler nu este în substanța ei deosebită de atitudinea comuniștilor față de religie. Nu este. Față de religie ca atare, de marile religii, de marile confesiuni creștine, Hitler a avut dispreț și ură. A și fost autorul unei tentative de răpire a papei, documentată istoric. Ceea ce ar fi făcut, sigur că au fi bulversat lumea. Dar i-a trecut prin capul ăla, prin care a trecut foarte multe chestii. Vă rog, dacă există o întrebare, măsura în care știm să răspundem. Să da, se pare că nemții bătrâni spun că Hitler a fost împins să facă acolo război cu Rusia, a fost obligat, cu toate că nu chiar voia. 1. 2. Matias Rath, doctor Matias Rath, am spus domnul Marcel, să vedeți pe YouTube acest apel la poporul german și la poporul european, găsiți în traducere românește, acest domn și-a pierdut străbunicul în primul război mondial și bunicul în al doilea război mondial și a spus că acest joc, această conspirație, nu mai vrem să facem. A avut un apel la poporul german, pe cum că el nu mai e, și e un doctor foarte numit în Europa, doctor Matias Rath. Vedeți pe YouTube, găsiți foarte repede apel la poporul german, făcut acum 2 ani, încât a remarcat și a spus doamna Merkel, noi nu mai facem jocul dumneavoastră, această conspirație, acestor politicieni care sunt corupți până în măduva voastră, la român e mai problematic. După cum a spus dumneavoastră, acest sistem totalitar s-a născut în momentul când sunt crize enorme, încât masele sunt așa de bine manipulate, încât spun fantastic. Mulți ne spun că Hitler era un adevărat Führer. Sunt convinși până în ziua de azi unii bătrâni. Deci au fost manipulate. Aveți dreptate. În ce situație se afla atunci Germania? Sigur. Se terminase criza, era criza, acea criză mondială. Da. Era exact, manipulată tot evrei. Așa. Da. N-aș și avansa chiar. Nu avansa, dar ceva a fost manipulat așa. Dar el a zis. Manipulată de pe Wall Street în orice caz. Deci, tot el, deci el a promis. Da. Să dea de lucru la toți. Și s-a ținut de cuvânt. Și s-a ținut de cuvânt. Corect. În industria armamentului s-a investit cu concernul Krupp și IG Farbe din industrie. Corect. Care erau niște... Da. A promis că face ca poporul german, poporul arian german, da, să fie stăpân peste întreaga Europa, Deutschland über alles, să supună, să subjuge, să facă sclavi pe cei care, pe rasa inferioară, și am spus că intrau
evreii, intrau țiganii, care nu aveau țară, deci erau popoare fără țară. De ce? De ce? Așa și de ce. Dacă ne referim la evrei, și la slavi astăzi. Rămâne la evrei. Evrei în timpul lui Hitler, înainte de a veni de Hitler la putere, evreii o duceau foarte bine în Germania. Așa, aveau o putere enormă, erau foarte deștepți, aveau puncte foarte cheie și a fost foarte ușor ca Hitler, un handicap, cum a avut el, să zică, băi, până aici, dar evreii l-au trădat la un moment dat Germania. Sunt cauzuri foarte clare. Nimic nou sub soare. Se duceau foarte bine acum în Germania. Nimic nou sub soare. Să nu uităm că evreii, romanii, i-au desființat și au alungat și au pus stăpânire pe toate averile lor. Spaniolii, când au început la 1492, când Isabela și cu Ferdinand de Aragon au dat acel decret prin care în 3 luni cei care nu se converteau li se luau toate averile și erau expulzați, inclusiv termenul, aici e un paradox, toată lumea se întreabă oare de ce termenul, data plecării lui Columb spre noul continent a fost, a coincidea cu ultima zi în care evreii trebuiau să treacă la catolicism. Tot datorită acestor, dar situația este destul de complexă, poate cu altă ocazie. Legat de temă, dacă îmi permiteți, poate ar fi de interes, de tema totalitarismului. Dacă considerați că putem vorbi în România astăzi de un totalitarism și în cazul în care răspunsul e afirmativ, dacă există vreo metodă de lucru, în România, actuală, cel mai bun argument că nu există totalitarism, este poate prostie, da. Dar totalitarismul în niciun caz este faptul că noi discutăm aici despre totalitarism și nu suntem la securitate în veci. Și că există câteva partide care se fac pe rând de râs, că altceva nu fac, dar există ca partide. Nu, nici vorba domnul Marcelin, nu. Ce totalitarism în România? Anarhie, idioțenie, da, prinde cu cap. Dar nici vorba de totalitarism. Nu.